Emoție și bucurie astăzi la Colegiul Național Horea Croșca și Crișan din Alba Iulia. Generația care termina liceul în anul 1985 s-a reunit astăzi pentru a spune din nou prezent la strigarea catalogului. După 30 de ani, cei care au petrecut împreună frumoșii ani de liceu, care au început împreună drumul spre maturitate, s-au întâlnit astăzi pentru a depăna amintiri și pentru a retrăi senzația din băncile școlii. Din generația de aur de acum 30 de ani a Colegiului Alba Iulian au făcut parte și viceprimarul Gabriel Pleșa, dar și directoarea Centrului de Cultură Augustin Bena, Daniela Floroian. Felicitări și sănătate tuturor!